Și am ajuns în camera mare, camera de curat sau camera de oaspeți, în care gospodarul nu dormea, nu stăteam. Era un fel de, pe fel, tot ce era mai frumos. Era un fel de așetala față de musafiri, bogăție. Deci patul cu zestea gospodinii, tablou, icoane, mobilier lucrat artistic. Vei țin atenția cu această vitrină în care păstră cei mai valoroase obiecte din muzeu, ca să poți să le reprezint mai bine. Este o cruce în lemn de strisă, lemn de sântărară, 1812, adusă de un străbunic chiar de la Ierusalim. A făcut parte din Expoziția Națională de Patrimoniu la București și a fost și restaurată. Din partea Mitropoliei Moldovei Suceavei, un preot consilier ne-a dorit aceste plachete cu spăite cu aur cu toți patriarhii României. Acolo avem un sigiliu cu stema Moldovei, 1805, cu capul de bol, o piesă foarte valoroasă. Un arheolog care a făcut cercetare în zonă pe Valea Caselor ne-a dorit aceste piese foarte valoroase, vârful de săgeți din Neolitic, topărașii epoca de piatră și fost în perioada geto-dacică. Vă dați seama, chiar m-a impresionat acest om cu o modestie de bordant, a spus, nu mă întrebați cine sunt, am făcut cercetare în zonă și asta vi le dăruiesc muzeului. Ar fi lacul meu așa, ar fi cerut valută foarte, pe care vin să vezi că tot nu aveam. Aici avem două piese, l-am prins cu o caua mică, piese originale, dăruite de familie din Vrancea, o caua mică, o caua mare, pentru lichidii, pentru cereale. Și aici prima ștampilă a primăriei Câmpul Lung, 1710, așa, cu figura unui străjer. Două cuvinte. Dimitri Cantemie, în asta istoria Moldovei, spunea Câmpul Lungu Republica. Ei, nu pentru că era așa o stare de prosperitate, deci și plom era. Aici trăiau toți tărani liberi, toți tăianii aveau pământ, ei nu aveau nicio obligație față de scaunul domnesc de la el, îi plăteau bir când vreau și cât vreau. Ei au fel de stat în stat, dacă vedeau un vornic și cerea mai mult, îl alungau. Dar aici fiind vorba de un străjer. Locuitorii de aici consimțeau, așa fără să-l impună nimeni, că ei trebuie să stea, să-și păzească hotarele și prin rotație făceau de straje la hotare. Da. Păstrăm în muzeu primul dicționar enciclopedic ilustrat al limbii române, în care anul acesta pentru o împrejurare fericită împlinește 100 de ani. Nu pentru că ar fi cel mai vechi, dar la vremea aceea toate țările din Europa, fiecare țară își avea dicționarul său de cuvinte rare. Noi, românii, n-aveam. Și atunci academician Aurel Candea cu soția, timp de 10 ani, 10 ore pe zi, a lucrat la acest dicționar care este complet, ca să realizat așa o imagine, ce muncă, spuneau autorii, că și la ochiul ar fi lucrat și ar fi primis o anume relaxare. Dar ei și-au stabilit acest timp auster. Pentru că noi erau dicționare, deci 10 ani, 10 ore pe zi și în final au dat 10 exemplare, după ce s-au reeditat. Încă un aspect și cu asta închei, pentru fiecare, care ilustrează munca lor titanică, pentru fiecare cuvânt care începea, dau un exemplu, cu litera, i-am tocmit între 35 și 40 de mii de fișe. Fabrica Letea Bacău a dorit un vagon de hârtie de cea mai bună calitate pentru a tipăi cele 10 exemplare. Condiții grafice n-a primit să tipăiască la noi, s-a tipăit la Paris, copiii din piele, lucrări cu totul deosebite. Fără pretenție a face colecții numismatică, doar ce reprezintă schimbul dintre oameni. Dincolo, colecții de ouă încondiate și împietrite. Nu e același lucru, ouă încondiate lucrează la rece cu penita, așa, în loc de cerneală cu extract din plante. Pe când ouă împietrit se lucrează la cald, cu ceale fierbinte și cu mărgele. Deci deosebire constă în tehnică. Fiind camera de oaspete, cum păstreau lucrurile din tablouri. Pictorul Iosef Mierchiș, din Câmpul Lung, o scenă de vântoare a unui cerb de pielea rău, cu vânători de costume populare. Icoane deosebite, fiind camera de oaspete, gospodarii păstreau și mobilier lucrat artistic. Cum sunt aceste votole, scaune tapizate cu piele de căprioară, cu diferite incrustate. Aici vă spun ceva deosebit. Știți, dumneavoastră, la Câmpul Lung a funcționat o școală de arte și meserii.
cu aia de calitate localității meștere de mare valoare. În 1908, la Câmpul Lung, a fost invitat marele istoric Nicolae Iorga, care a vizitat această școală și a rămas foarte impresionat de seriozitatea cu care se învăța carte și meserie. În cinstea sa s-a organizat o expoziție cu mobilier realizat de către elevi, de către meșterii acestei școli. Din expoziție, acest șifonier l-a cumpărat de la un profesor, care pe cuvântul lui de onoare a spus că acest șifonier a fost cu parte din expoziția națională, pe care l-a admirat însăși marele istoric Nicolae Iorga, care atât de mult impresionat și i-a plăcut stilul de mobilier, celelalte piese erau cătuite din intar, din cutii color, el fiind un mare patriot. Deci tot mobilierul care există acum la Vărâne de Munte, la reședința Marelui Salon, este executat la Câmpul Lung și trimis acolo. Mai mult ca atâta, eu nu știu că Marele Savant a avut 11 copii. Unul cei 11 copii, Bertu Petri, Savantul l-a dat la învățătură aici, la această școală. A ieșit un meșter desăvârșit, un meșter sculptor. Așa. O masă mai puțin obișnuită, în lemn masiv de nuc, cu 6 picioare, față de masa tradițională cu 4 picioare, se extindea. Cărți autoare câmpulungeni, printre care și cele 6 cărți pe care le-am scris, așa cum a spus despre dicționare, în puține cuvinte vă spun, păstreze muzeul primul manual de metodică a predării istoriei geografiei. 1902, da? Așa. Ei, ce vă să spun foarte pe scurt autorii în această carte? Cu două exemple plastice ne redă cât de mult influențează vremea asupra psihicului omului. Vremea care ne face de multe atâta surprize, pe diferențe mici, temperaturi mari, așa, sau tot felul de furtuni. Ei, ce spune așa, la în țările nordice, în Norvegia, Suedia sau chiar în Marea Britanie, iarnă lungă, prelungită, oamenii sunt tacituri, necomunicativi, singuratici. Pe când apolo opus, cel puțin două țări din Europa, Italia și Spania, două povenii care beneficiază de cele mai multe zile cu soare pe an. Cum sunt oamenii acolo, vesel, exuberant, cântăresc, vorbăresc. Dacă îți plouă un cald, îți vei ardea cânta. Pe când aici lumina soarelui influențează foarte mult. Ei, legat de felul de a fi a englezilor, pe asta închei, francezii au făcut o butadă foarte simpatică. Felul lor de a fi a englezilor. Și un om căzut într-un lac, nu știa să înoate, disperat cu mâna întinsă, striga după ajutor. Deci un englez pe lângă el și deși îl vedea de pe ăsta cu mâna întinsă, nu schițea niciun gest și pleacă mai departe. Vine altul străin din urmă, scoate pe ăsta în apă și îl ceartă pe englez. Bine, omule, cum ai putut să treci atât de impasiv, indiferent pentru semnul tău, care cu mâna întinsă striga după ajutor, putea să merge săracul. Răspuns englezului. Eu am crezut că e vrea să fac cunoștință cu mine. Eu nu mă dau cu cineva pe care nu-l cunosc și am plecat mai departe. Da. Este prima traducere în limba arabă, în limba română, a câtorva din poveștile care ne-au încântat copilăria, o minișiunea din Orcei de Zadă, Aladin. Icoane, chiar litografii sunt, vechi, sunt valorate și prin vechimea lor. Legat de această icoană, îți spun că am avut un grup de specialiști și fac o mică digresiune, care spunea că este copia, considerată copia fidelă a vestitei icoanei Maica Domnului Cestovova sau Mădrona Neagră. În 1974 am condus un grup de tineri turiști în Varșovia, unde la vremea aceea originalul acestei icoane se afla chiar la Muzeul de Istorie Varșovia. Cine credeți că era directorul muzeului? Deci eu eram cu grupul de Suceava în fața muzeului, alături era directorul muzeului, așa, în fața unui grup, li povestea, în fața unui grup de Iași, așa cum vorbesc eu. Eu m-am rămas puțin de, așa impresionat, cum poate să, un străin să vorbească atât de corect românește, așa. Deci cu, chiar cu intonate cu el. Și atunci, după ce a terminat de însă, explicația m-a dus la el, zic, domnul director, cred că dumneavoastră, ori sunteți român, ori de la noi, din Moldova. El cu voce blajină spune pe om, ce tinere, deci că am fost cândva și te ascultă tine, nu că sunt, cum spui tu, că sunt român sau din Moldova, eu sunt din Bucovina.
Să aud până la urmă că a fost și profesor de istorie la școală aici. Și după aceea războiul s-a întors cu soția lui acolo în Polonia. Și acum, în momentul de față, original icoane, se află cel la Chișinău, orașul de naștere al Pavel al II-lea. Pe care eu, nu fără să politizez, eu l-am apreciat foarte mult, a fost foarte încurajat, adică o cercare foarte curajoasă de a uni cele două mari religii. Sper că se va reuși. O să consemna ce meată, să peste tot vedem pe Maica Domnului cu pruncul Iisus. Aici îl vedem pe Sfântul Iosif cel Tânăr, un unghi al lui Iisus cu pruncul Iisus. Și aici o altă icoană valoroasă, este pictură naivă pe sticlă, înainte de 1800, cu principale sfinte peste an, câțiva poartă aureolul cu făiță de aur. Ceea ce dă și mai mare valoare icoană este că sticla este confecționată manual, sticla trasă. Deci avem de-a face cu două straturi, de desubt pictura naivă, deasupra stratul de protecție. Da. Și parcă pentru că v-ați îndreptat așa, ca să dea și mai mare valoare acestei camere, gospodar a făcut rost de un tablou cu imagini în Olanda. Vă spuneam că am avut un grup de specialiști la muzeu, pentru care și un restaurator, care m-a întrebat insistent dacă acest tablou a stat într-o cameră cu mult fum. I-am confirmat că da, în timp ce făceam negocierea cu stăpânul tabloului ca să-l iau, să-l cumpăr, în două cazuri era fum în casă, era iarnă și era fum, sobe scotea fum. Și spunea restauratorul că tocmai acest fum a conservat pânza. Dar are inconvenientul de a nu mai fi dată lumina de altă dată. Nu există deocamdată soluții pentru așa ceva.